Bun găsit tuturor! Ne aflăm astăzi în clădirea Facultății de Medicină din cadrul Universității Lucian Blaga din Sibiu și sunteți la 3-a ediție Student Focus. Tema emisiunii de astăzi sunt studenții Facultății de Medicină, dar în special tot ce urmează să facă ei după terminarea facultății. Vă spun lucrul acesta pentru că trebuie să dezbatem în primul rând problema cu care se confruntă toți absolvenții universităților din țară. Dar nu doar probleme, pentru că astăzi suntem aici să le punem în scenă realizările, proiectele frumoase pe care le fac și mai ales foarte puternice, nu doar la nivel național, dar și internațional. Studenții sunt prezenți, i-ați văzut, i-ați auzit, sunt zâmbitori, sunt plini de energie pozitivă, așa că dați-mi voie să vi prezint pe invitații mei de astăzi. Și încep cu domnul conferențiar universitar dr. Silviu Morar, decan al Facultății de Medicină. Bună ziua, bine ați venit! Vă mulțumesc! Și domnul Radu Chicea, director medical al Spitalului Clinic Județean Sibiu, președinte al Consiliului Medicilor din Sibiu. Bună ziua! Bună ziua. Bine ați venit! Trebuie să vă spun, înainte de toate, tuturor, și probabil că domnii profesori prezenți aici știu deja, România este țara cu cei mai mulți absolvenți la medicină la nivel mondial. Așa că trebuie să încep discuția cu domnul decan și trebuie să vă întreb, domnule decan, să-mi spuneți câți studenți aleg anual Facultatea de Medicină din cadrul Universității din Sibiu și mai ales câți absolvenți avem raportat cu cei care se înscriu. Mă bucur să vă spun că Facultatea de Medicină din Sibiu se bucură de o mare adresabilitate. Aceasta pentru noi este un motiv de bucurie pentru că asta înseamnă că există încredere în noi, avem credibilitate. Anul trecut, la concursul de admitere, am avut 927 de candidați pe 305 locuri scoase la concurs. A fost o concurență remarcabilă care ne-a bucurat. Au fost 4 candidați pe loc la medicină, 4 candidați pe loc la medicină dentară, 3 candidați pe loc la tehnică dentară, de asemenea și celelalte specializări ale noastre, farmacia și asistența medicală generală s-au bucurat de o competiție din acest punct de vedere. Ceea ce privește procentul de promovabilitate, există un procent de circa cel puțin 80% dintre studenții noștri care reușesc să termine. Vă dau doar un exemplu, la medicină din 120 de studenți înmatriculați, anul acesta vor termina 103, ceea ce este bine. Cu toate astea, iată, suntem pe primul loc la absolvenții la medicină la nivel mondial. Este o statistică pe care am găsit-o. De asemenea, vreau să vă întreb ce oportunități de a lucra au ei după ce termină, pentru că, de fapt, aici este marea întrebare. Asta este marea întrebare. Și mai ales dacă au în Sibiu oportunități. Da, piața este deschisă din acest punct de vedere. Oportunitățile de a te angaja odată ce termin una din specializările Facultății de Medicină, sunt atât pe plan național cât și pe plan internațional. Există o cerere, se pare că absolvenți, inclusiv ai noștri și absolvenți din România în general, sunt foarte apreciați peste hotare, ceea ce este îmbucurător. La nivel de Sibiu, evident, ca în toată țara, acești studenți ai noștri găsesc locuri de muncă. Vă pot da doar niște cifre apropo de gradul de angajabilitate al studenților noștri. Din absolvenții de anul trecut, 62 dintre ei s-au prezentat la concursul de rezidențiat și 59 au reușit să ia acest examen. Deci un procent important de peste 95%, ceea ce a fost din nou bucurător pentru noi. Trebuie să vă felicit pentru că, într-adevăr, sunt niște cifre frumoase, bune, spunem noi. Domnule Chicea, în calitate de director medical al Spitalului Județean Sibiu, vreau să vă întreb ce puteți să spuneți cu privire la această colaborare, la studenții care vin sau chiar la absolvenții care ajung să lucreze. Sigur, colaborarea este veche și este de când funcționează Facultatea de Medicină din Sibiu. Spitalul Clinic Județean de Urgență este principala bază materială de formare și de desfășurare a activității clinice pentru studenți, adică reprezintă practic locul unde studenții își desfășoară activitatea de învățământ, atât ca și stagii clinice și bună parte din cursurile de pregătire le fac în spital.
Practic, cu foarte mici excepții, Spitalul Județean asigură toate specialitățile pe care studenții Facultății de Medicină le urmează în perioada lor de pregătire ca și studenți. Și majoritatea secțiilor din spital sunt secții clinice, adică personalul din secțiile spitalului este antrenat să lucreze cu studenții, sunt cadre didactice de predare. Cred că asta e principalul lucru care îl oferim studenților. Colaborarea e foarte bună și a fost foarte bună de la început. Practic, Facultatea de Medicină s-a construit și s-a dezvoltat pe seama colaborării foarte strânse între facultate și spital. E nevoie de tineri în spitale? Bineînțeles. Bineînțeles că e nevoie de tineri și Spitalul Județean din Sibiu chiar a înglobat pe parcursul anilor, trebuie să vă spun că facultatea are mai mult de 18 ani pe chime, da? Mai mult de 18 promoții. Bună parte din oamenii cu experiență la momentul ăsta provin din Facultatea de Medicină din Sibiu, s-au format aici și au desăvârșit rezidențiatul. Bună parte sunt cadre didactice, inclusiv cadre didactice de predare. Și sunt chiar prezenți în public astăzi, o parte, o mică parte de data asta. Domnule Morar, aș vrea să-mi vorbiți puțin despre parteneriatele pe care le-ați încheiat, nu doar cu Spitalul Clinic Județean, cu întregul mediu de afaceri din Sibiu. Cât de benefic este acest parteneriat, cât de benefice sunt toate parteneriatele pe care le aveți? Pentru ambele părți, desigur. În opinia mea, nu se poate fără parteneriate. A funcționa independent în ziua de azi este doar un deziderat care nu este sortit succesului. Noi am conștientizat acest lucru și evident că avem parteneriate, unul deja pomenit de domnul director. Aș pomeni parteneriate cu mediul privat. Evident, avem o colaborare bună cu Spitalul Clinic European Polisano, unde anul acesta am reușit să încheiem un contract de colaborare pentru ca studenții noștri să beneficieze de aparatură modernă, de tehnici de ultimă oră pe care să le poată învăța. De asemenea, pentru noi a fost o mare, mare bucurie faptul că am reușit să adunăm la aceeași masă, mă rog, poate nu e chiar numai meritul nostru, da? Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu și Consiliul Județean Sibiu, în realizarea unui proiect cu care ne mândrim și care a fost mediatizat recent. Este vorba de reabilitarea Centrului Stomatologic Universitar, unde vorbim mai mult decât de o simplă clădire care a fost reabilitată și dotată cu aparatură de ultimă generație. Este mai degrabă un concept nou, chiar la nivel național, din câte știu eu, în care încercăm să integrăm activitatea cu pacientul, activitatea didactică cu studenții, și aici mă refer nu numai la studenții de la programe de licență, ci și la cei din programele de rezidențiat și de doctorați, și evident cercetarea, pentru că fără cercetare nu se poate. Dar despre aceasta sigur vă va povesti mai mult colega mea în partea a doua emisie. Cu siguranță. Ați anticipat, iată, întrebarea mea, pentru că era o întrebare despre investiții. Pe lângă aceasta, puteți să mai nominalizați și alte investiții pe care le-ați făcut special pentru a întâmpina studenții, pentru a veni în ajutorul lor, pentru ca ei, cu alte cuvinte, să aibă o pregătire de nivel internațional, nu? Întotdeauna am susținut că o medicină de calitate nu se poate face fără investiții semnificative. Dotările minimale trebuie să existe și este bineînțeles de dorit ca acestea să fie de înaltă tehnologie. Pentru a susține activitatea de cercetare, în mod special, e nevoie de tehnologie înaltă și de investiții serioase, dar pentru activitățile didactice, de asemenea, este absolut necesar să existe o bază materială. În acest sens, pe lângă inaugurarea acestui centru stomatologic universitar, aș pomeni investițiile care s-au efectuat în corpul C, la mansarda corpului C al clădirii în care ne aflăm, unde funcționează de câteva luni deja un laborator modern de chimie și biochimie, destinat primordial specializării noastre de farmacie pentru dezvoltarea acesteia, cu o dotare remarcabilă, inclusiv în ceea ce privește aparatura, dar și mobilierul și reactivii, iar aș preciza de asemenea că exploatarea, cu ghilimele de rigoare, acestor echipamente se face în deplină siguranță. Sunt niște hote de ultimă generație care reușesc să evite, prin mijloacele de siguranță ale lor, orice accident nefericit care s-ar putea întâmpla.
Evident că avem și proiecte de viitor. Ne gândim la dotarea superioară a tuturor laboratoarelor noastre, de la toate disciplinele, și avem în vedere, de asemenea, în ceea ce privește studenții de la asistență medicală generală, inaugurarea, înființarea, este un proiect deocamdată, a unui centru de simulare nursing dedicat activităților specifice pregătirii asistenților medicali. Eu zic că ar fi mai bine să și vedem cum arată un laborator și nu doar unul, așa că vă invit pe toți cei de acasă să intrați împreună cu noi în interiorul acestor laboratoare, acolo unde studenții pun în practică ceea ce învață în plan teoretic. Suntem în sala de reabilitări implantoprotetice. Este ceva, din punctul nostru de vedere, nou în Sibiu. Studenții noștri de la medicină beneficiază de realitatea implantoprotetică. Ce înseamnă? Că dacă în ultimii 10 ani, având puternic în privat, noi vrem să pregătim studenții pentru a ajunge în sistem privat sau public cu realitatea zilelor actuale. Aici avem o echipă de studenți rezidenți și cadre didactice care au realizat aceste detalii implantoprotetice. Studenții sunt tineri, sunt entuziaști, sunt cu multă putere de muncă și dorință și voință și ei se adaptează foarte rapid. Este ușor să te adaptezi cu munca mai ușoară decât un lucru mai vechi sau mai... Ei își doresc noutatea. Am început să lucrăm din ce în ce mai mult pe aparate noi, cu studenții, cu rezidenții. Foarte mult ne-au ajutat. Ce se va întâmpla în momentul în care vei definitiva aceste studii și ce vei alege, România sau să mergi dincolo? Garantat vei alege România, vei alege Sibiu și Centrul Universitar Sibiu. Este un beneficiu care de ani de zile pacienții l-au așteptat, nu numai prin faptul că are o stabilitate foarte bună pe câmpul protetic, aceste proteze duc beneficii extraordinare către pacient, în sensul că el se poate alimenta corect, are o fizionomie normală și viața lui este îmbunătățită 100%. Studenții nu numai că își fac practică aici, ei vor putea chiar să își exerciteze manualitatea în implantologie la Universitatea Lucian Blaga. Studenții sunt pregătiți pentru viitor medic-stomatolog aici, în arta implantologiei. Aici avem doi pacienți proaspăt operați de ieri, iar aici este sala de trezire unde pacienții își revin, după care vor fi transferați apoi pe secția noastră. În jur de câți pacienți beneficiați de o astfel de operație zilnic? Zilnic, circa 2-3 pacienți, este destul de aglomerat, ca să zic așa. Avem parte de traumatisme, de foarte mulți pacienți cu patologie tumorală, pacienți cu patologie infecțioasă. Aș fi vrut să am o dantură cât de cât asemănătoare, dar nu speram să fie chiar mai bună decât cea pe care am avut-o eu înainte. Am avut și o paradontoză, din cauza asta mi-am și pierdut dinții de pe maxilarul inferior, iar colegii au reușit cu artă, într-adevăr, să îmi refacă dantura. Și foarte important să rămână și fix. Cât de mult contează practica pentru tine în astfel de centru? Practica în implantologie este foarte importantă, deoarece doar aplicând ratura practică învățată, putem să dovedim pe viitor o adevărată performanță în implantologie. Chiar dacă în materialul pe care l-ați vizionat acum nu au fost toți studenții meritoși și nici aici prezenți cu mine nu sunt, pentru că timpul nu ne permite, eu o să stau de vorbă cu câțiva dintre ei. Și am să încep cu Alexandru Păun. Este alături de noi, este președinte al Organizației Studenților Dentiști din Sibiu. Alexandru, bună, bine ai venit! Bună, bine v-am găsit! Spune-mi, te rog, dacă a fost o pasiune și dacă da, dacă nu, de ce ai ales să faci, să urmezi studiile Facultății de Medicină din Sibiu? Eu mi-am dorit să urmez studiile de medicină dentară încă din clasa a noua, am fost destul de hotărât, iar în ceea ce privește alegerea Sibiului, am ales Sibiul datorită recomandărilor pe care mi le-a efectuat doamna profesoară de chimie, care m-a ajutat foarte mult pentru admitere la facultate, prin intermediul căreia am luat o notă foarte bună la admitere și țin să-i mulțumesc pe această cale. Și în primul moment în care am pășit pe porțile instituției, am rămas profund impresionat de ceea ce am constatat aici. Cum s-a întâmplat asta? Care este motivul? Motivul este, în primul rând, clădirea era impozantă, era
nu m-am așteptat, adică nu m-am informat dinainte de instituția aceasta. Trebuie să întreb, ești din Sibiu? Nu, sunt din Brașov. Ah, asta este motivul, da. Bun. Și am rămas foarte impresionat în prima fază de clădire și de mediul care, de domnii profesori care m-au ajutat la înscriere. Cu alte cuvinte, admiterea a fost o admitere și pentru domnii profesori și da, au trecut-o, nu? Categoric, da. Spune-mi, te rog, dacă te vezi în țară sau unde îți vezi tu viitorul? Viitorul meu pentru următorii 10 ani, să zicem așa, l-am împărțit în 3 etape. Prima etapă ar fi imediat după absolvire să petrec 1-2 ani pe lângă un medic cu experiență pentru a căpăta și eu o mai mare experiență pe lângă cea din facultate. Apoi, în partea a doua, să plec afară pentru a înlărgi orizontul cunoașterii și a strânge și ceva fonduri pentru ca, în ultimă fază, să îmi deschid în țară, să revin în țară pentru a-mi deschide o proprie clinică stomatologică. Crezi că te ajută mai mult să faci acest traseu? Din punctul meu de vedere, da. Așa m-am gândit că... Mulțumesc foarte mult, eu îți urez succes și sunt convinsă că toți de aici îți urăm. Și pentru că trebuie să menționăm, nu avem cum să evităm acest subiect, trebuie să vorbim și despre acest exod. Domnule Chicea, în calitate de președinte al Consiliului Medicilor din Sibiu. Colegiului Medicilor din Sibiu. Vreau să vă întreb dacă există sau dacă știți despre o statistică cu privire la tinerii care pleacă în străinătate pentru a practica meseria sau a medicilor care deja au experiență în țară, dar preferă, aleg să plece, să urmeze cariera aceasta în străinătate. Sigur, fenomenul migrației medicilor există și este unul dintre obiectele de mare durere și de mare preocupare a Colegiului Medicilor, atât a celui județean, cât mai ales a celui național. Pot să vă spun că la nivel național, și acolo datele sunt publice, au plecat în intervalul 2008-2013 în jur de 13.900 de medici. Și ăștia sunt, în ansamblul lor, medicii care sunt membri ai Colegiului Medicilor și cei care nu sunt membri ai Colegiului Medicilor, pentru că majoritatea rezidenților, mai cei de la începutul carierei, nu sunt obligați să devină membri ai Colegiului Medicilor. Deci bună parte dintre cei care pleacă nu se regăsesc în statisticile pe care le face Colegiul Medicilor. Acum, raportat la Sibiu, problema nu e atât de acută. Sibiu e un centru universitar și, ca și alte centre universitare din țară, este un magnet pentru medicii tineri și la Colegiul Medicilor din Sibiu pot să vă spun că în 2012 au fost 62 de medici care au plecat să lucreze în străinătate și anul trecut doar 32. Deci, practic, exodul s-a înjumătățit, să-i spunem. Sperați pentru 2014 la o micșorare și mai mare? Da, noi sperăm să se reducă și ca urmare a trudei, să-i spun, colegiului medicilor, medicii rezidenți primesc o bursă. Deci separat de salariul pe care îl primeau, primesc o bursă, tocmai pentru ca să vină în întâmpinarea lor și să reducă problemele materiale pe care le au în cadrul formării profesionale. În mod sigur, exodul medicilor va continua și fluxul medicilor dintre un stat sau altul nu este o problemă pur românească, este o problemă internațională, medicii pleacă și din Germania să muncească în Olanda, că sunt plătiți mai bine, pleacă din Germania în Elveția și probabil și în Elveția în Germania. Pleacă în special din cauze financiare sau sunt și alte cauze? Cauzele sunt, cred că sunt ceva mai profunde și să spunem că oamenii pleacă doar din motive financiare, cred că e un pic exagerat. Oamenii pleacă pentru că în alte părți câștigă mai bine. În țările dezvoltate, venitul unui medic rezident este mult mai mare decât cel pe care îl poate obține sau la care poate visa în România. Există condițiile de bază materială, deci de nivel de performanță al spitalului în care muncesc și în țara noastră nu ne putem lăuda cu o bază materială foarte, foarte performantă și foarte modernă. Și nu în ultimul rând, și cred că asta este unul dintre principale, este problema de recunoaștere a statutului social și a statutului profesional al medicului. Deci, probabil că societatea românească are o problemă majoră de recunoaștere și de considerare a celor care își pun în slujba profesiei întreaga viață, cu sacrificii materiale, cu sacrificii familiale, profesionale și... Nu în ultimul rând cu campaniile media de extrem de agresive
de mediatizare a cazurilor de malpraxis și de mutarea responsabilității corupției și a carențelor de finanțare a sistemului sanitar în slujba, în curtea medicului de familie, a medicului specialist, a medicului de spital. Ce credeți? Pot fi soluționate toate aceste probleme ale societății românești? Sigur, pot fi soluționate și soluțiile încep să vină. Cum v-am spus, bursa acordată medicului rezident este una dintre încercările de a corecta parte din lucrurile astea. Restul vin, probabil decizia este a, în curtea decidenților. Recunoașterea profesională probabil că este unul din lucrurile care vor frâna exodul medicilor. Nu îl va opri, dar îl va frâna. Domnule decan, poate că și educația este una din motivele pentru care societatea nu îi respectă atât de mult pe medici. Educația societății, da? Pacienților. A pacienților. Sigur. Nu, aici nu cred că este așa. Din câte am eu cunoștință de studiile efectuate chiar de către Colegiul Medicilor, nivelul de încredere al pacienților în medici este ridicat. Problema este mai degrabă, eu zic că și financiară, categoric și financiară, pentru că e firesc să... E o problemă de osmoză, da? De difuziune. Te duci unde e gradientul, te duce spre bani mai mulți. Categoric e o coordonată a problemei și probabil că o politică de sănătate la nivel statal care să asigure condiții financiare mai bune ar fi oportună. Dar cea mai mare problemă este într-adevăr cea punctată de colegul meu, aceea legată de statutul social. Pentru că dacă ne aducem aminte piramida lui Maslow, a nevoilor umane, pune în vârf de tot nevoia de a fi recunoscut ca atare. Și atunci, eu totdeauna spun studenților mei că odată ce devin profesioniști ai sănătății, fac parte dintr-o elită. Din păcate, realitatea uneori le demonstrează altfel și nu este un deziderat. Dacă nu se iau măsuri pentru a evita orice măsură de decredibilizare a medicinii, a celor care practică medicina și alte specialități medicale, rezultatele nu vor fi bune. Pentru că oamenii, dacă nu sunt recunoscuți profesional, tind să plece în alte locuri unde li se recunoaște adevărata valoare. Poate că media ar trebui să facă lucrul acesta și să încerce să remedieze toate aceste probleme. De aceea am să vă mai prezint pe unul dintre studenții care au gânduri bune, proiecte frumoase, care merită recunoaștere. Îl prezint pe Rareș Bârluțiu. Este student la medicină generală în anul 6, câștigător al premiului întâi la 3 ediții ale Congresului Internațional pentru Studenți și Tineri Medici Asclepios. Te rog, spune-mi, Rareș, cât de mult contează pentru tine pregătirea academică în raport cu experiența practică în formarea ta ca medic? Bună ziua! Mediul academic conferă baza care trebuie completată cu experiența practică. Medicina este un domeniu într-o dinamică mare, astfel încât nu putem rămâne în urmă. Totodată, medicina este și o profesie ca orice altă profesie pe care trebuie să o furăm de la oameni cu experiență. Consider că medicina este o simbioză între cunoștințele tale teoretice și experiența practică. Ai spus foarte frumos și mă bucur să aud lucrul ăsta. Până la urmă, fiecare meserie se fură, nu? Da. Oricare ar fi ea. Dar contează și pasiunea? Contează și pasiunea. Trebuie să te mai întreb dacă pentru tine, pe lângă pasiune, pe lângă faptul că ți-ai dorit foarte mult să faci medicină, au contat și premiile pe care le-ai obținut? Atât premiile cât și celelalte activități, precum participările la congrese internaționale și naționale, coautor al unor articole și o experiență practică în afara țării, sunt pentru mine un imbold, un stimul pentru a continua cercetarea. Tu îți dorești să continui? Da, doresc să-mi continui cercetarea și să o leg de latura profesională, de ce nu, și de cea didactică. Anul trecut, activitatea mea a fost recompensată de Universitatea Lucian Blaga din Sibiu prin acordarea premiului Lucian Blaga pentru merite deosebite în cercetarea științifică și de către Guvernul României prin posibilitatea de a participa anul acesta la cea de-a 64-a întâlnire Lindau cu participanți și cu laureații premiilor Nobel. Cred și sper și îmi doresc să continui cercetarea alături de latura profesională. Medicina este un domeniu vast, încă nedescoperit.
Mulțumesc foarte mult pentru tot ce mi-ai spus și felicitări, trebuie să te felicit pentru că meriți. Trebuie să mai vorbesc cu domnul decan acum. Iată, studenții își doresc foarte mult să continue, au foarte multe motive pentru care sunt determinați să continue și să facă lucruri și mai frumoase, și mai puternice, și mai bune, dar mulți dintre ei își doresc să mai meargă și afară, în alte țări, în străinătate, să studieze mai mult, mai bine sau să lucreze. Alții să rămână acolo, alții să se întoarcă după ce au făcut lucrul ăsta. Credeți că există vreo posibilitate să oprim acest exod al tinerilor studenți sau tinerilor absolvenți? În calitatea lor de student, nu numai că oprim acest exod, chiar îl încurajăm prin mobilitățile de tip Erasmus, pentru că orice experiență, după cum spunea și mai tânărul meu coleg, este utilă. Și până la urmă, desăvârșirea profesională vine din faptul că particip la mai multe experiențe multiculturale și interdisciplinare, evident. Ca facultate, evident, nu pot să mă... ca reprezentant al Facultății de Medicină, consider că nu am un rol de a stimula acest exod în niciun caz, dar nu cred că am nici mijloace necesare de a le împiedica. Din păcate, nu există pârghii în acest sens. Până la urmă, este celebrul principiu al autodeterminării, care lasă pe fiecare să decidă pentru sine soarta sa. Repet, cred că este o problemă macrosocială care trebuie reglementată și cred că nu se poate realiza doar pe plan local un astfel de demers. Clar, la nivel național, și mai devreme vorbeați despre recunoașterea profesională, poate să conteze pentru acest subiect și, nu știu, etica, deontologia? Categoric. A fi un medic bun înseamnă să respecti regulile morale etice. De fapt, pregătirea medicilor, și nu numai a medicilor, a medicilor dentiști, a asistenților de medicină generală, are în curiculă cursuri specializate în acest sens, cursuri de bioetică, de deontologie medicală. Recent am introdus un curs de etică și non-discriminare în serviciile de sănătate, un curs opțional la care sper ca prezența studenților să fie cât mai mare. De asemenea, în pregătirea postuniversitară, în cadrul rezidențiatului, există un stagiu de 2 săptămâni pentru fiecare specializare medicală în care rezidenții se pregătesc special pentru acea specialitate, adaptează noțiunile de bioetică și deontologie care le au deja la specificul specializării pe care și-au ales-o. Deci, pregătirea există aici și este absolut esențial să existe această bază moral-etică pentru fiecare medic. Pe final, pentru că nu mai avem foarte mult timp, aș vrea să îmi spuneți câteva elemente cheie pentru ca un medic să devină de excepție, de săvârșit. Așa cum ar fi ideal. Câteva sunt puține. Sunt foarte multe elemente care trebuie să caracterizeze un medic bun. Evident, pe primul plan trebuie să fie profesionalismul. De asemenea, un medic bun trebuie să pună pe primul plan interesul pacientului totdeauna. Este o coordonată deontologică esențială. Nu în ultimul rând, cred că este important, pe lângă acest aspect al moralității medicului respectiv, este extrem de important în societatea actuală să fie și un bun manager, un medic, pentru că de multe ori funcționăm, mai ales medicii dentiști, au cabinete private, orice medic de medicina familiei trebuie să-și gestioneze un cabinet de medicină individuală, deci noțiunile acestea de tip managerial sunt absolut esențiale. Și aș încheia poate cu, zic eu, cea mai importantă coordonată care trebuie să aibă un medic, trebuie să fie un bun psiholog și un bun comunicator, în special în relația cu pacientul. Altminteri este condamnat dacă se închide în turnul său de fildeș. Mulțumesc foarte mult! Trebuie să vorbesc pe încheiere și cu domnul Chicea și aș vrea să vă rog să le spuneți, să le transmiteți ceva tinerilor care urmează să pășească în acest domeniu. Ce pot să le transmit? Medicina e o profesie de vocație. Deci este o profesie, este un mijloc de a-și câștiga existența, însă rămâne o profesie de vocație. Medicul nu este nici pe departe un funcționar care la ora 3 își închide biroul și pleacă acasă și își vede de viață. Medicina e o meserie de sacrificiu, este o meserie în care nu încetezi să fii medic practic nici când ajungi acasă, gândul îți rămâne la bolnavi, îți rămâne la ce ai lăsat acolo, la complicațiile care pot să apară, te întorci seara înapoi la contravizită, te întorci noaptea să vezi din nou bolnavi, faci gărzi, îți vezi familia de persoana ta, presupune o serie de sacrificii materiale, sacrificii familiale. Eu cred că trebuie să-și urmeze vocația. Meseria asta e o meserie de vocație, dacă își urmează, satisfacțiile vor apărea.
Care implică, desigur, și sacrificiu, nu? Sacrificiile sunt mai mari decât satisfacțiile întotdeauna. Mulțumesc foarte mult pentru că ați fost astăzi prezenți. Mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Rămâneți cu noi, luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim, desigur, cu alte discuții pe aceeași temă, desigur, continuu. Rămânem la medicină. Rămâneți pentru că acum studioul nostru improvizat în această sală de la Facultatea de Medicină se va schimba puțin și va prinde viață și mai mult decât s-a întâmplat până acum. Rămâneți cu noi, revenim în câteva minute. Și te duc la baltă și bea făcunii toți și te suie pe buștean. Chiar dacă nu știi, nitrații fac parte din viața copilului tău. În România, conținutul de nitrați al apelor îmbuteliate nu este declarat obligatoriu pe etichetă. În 2014, Aqua Carpatica va lupta pentru puritatea tuturor apelor din România. Aqua Carpatica. Întoarcerea la puritate. Gustă din adevărata tradiție. Seviș, lactate din mărginimea Sibiului. Nu știi unde să speli și să cureți hainele? Nu știi unde să speli covoarele sau mașina? Într-un singur loc ai serviciile de calitate pe care le dorești. Biteco, specialistul tău în curățenie, îți oferă servicii și echipamente profesionale pentru spălarea și întreținerea textilelor, covoarelor sau mașinii tale. Te așteptăm în Sibiu, strada Rahovei, numărul 25. Nu suntem singurii, dar suntem cei mai buni. E ușor să spui, merge și așa, nu? Pare mai la îndemână. Însă atunci când tu însuți participi la perpetuarea unui sistem vicios, îți vei păta reputația. Iar unele pete nu se mai șterg. Alege integritatea. Pentru a denunța faptele de corupție în care sunt implicați funcționarii NEANI, sună la numărul gratuit 0800 806 806. O campanie de conștientizare anticorupție. Sunt Camelia Potec și susțin această campanie împotriva dării și luării de mită pentru o Românie mai bună și mai prosperă. Acum, în a doua parte a emisiunii, îi am alături de mine pe conferențiar universitar doctor, doamna Mihaela Cernuș-Cămițariu, prodecan al Facultății de Medicină. Bună ziua, bine ați venit! Trebuie să îl prezint și pe invitatul care vă este în dreapta dumneavoastră. Marius Mărândoiu este student la medicină generală. Fiți atenți, dar și la medicină dentară în același timp, este voluntar SMURD, Best Oral Presentation la Global Network Conference on Emergency Medicine Dubai 2013 și nu numai. Am nominalizat un singur titlu. Bună ziua, bună ziua. Bine ai venit! Le-am promis telespectatorilor că deja în a doua parte se schimbă puțin formatul emisiunii. Dar în primul rând, noi astfel de acțiuni le-am făcut, chiar și în universitate, chiar și în țară. E prima oară când sunt camere în jurul nostru. Haideți să facem abstracție că ele există. Perfect. Deci eu nu le mai văd. Nici voi nu le mai vedeți. Și astăzi vrem să purtăm o discuție, exact așa cum purtăm frecvent, ce ne interesează, ce ne doare, cum putem ceea ce ne doare să rezolvăm poate împreună. Vreau de la voi să aflu anumite detalii, pentru că poate o să râdeți puțin și poate este distractiv că o să fac o comparație între industria autoturismului și voi. Oare ce legătură există? Industria autoturismului în fiecare an upgradează. Vine cu tehnologie nouă, vine cu investiții noi. Vor de ce? Ei vor un produs cât mai calitativ, competitiv. Ce vrem noi? Știm ce vrem noi. Noi vrem ca absolvenții facultății de la medicină, care este primul nostru produs finit, similar autoturismului, să fie mai performant. Apoi al doilea produs, bineînțeles, aici printre noi știm cu toții, există rezidenți, pentru că prelungirea noastră în practică este rezidențiatul, vrem mai performanți. Și o să ziceți,
Doamne, mulți vorbesc, puțin fac fapte, noi facem și vorbe, că astăzi facem vorbe, dar dezvoltăm ceea ce am făcut până acum, un concept organizat de noi, de voi, de cei din Universitatea Lucian Blaga, pentru că noi am derulat acest concept prin Universitatea Lucian Blaga, de a deveni mai performanți. Și atunci o să venim din nou să ne gândim cine deservește sănătatea. Vreau să vorbesc și cu Marius, pentru că v-am spus să fiți foarte atenți. Marius este student și la Facultatea de Medicină Generală. În același timp urmează cursurile Facultății de Medicină Dentară, este și voluntar SMURT și pe lângă toate lucrurile acestea, bănuiesc că mai ai și alte proiecte pe care le desfășori. Este adevărat? Proiectele mele în sfera medicală se conturează în jurul activității de studiu medical. Poate este incorrect spus Facultatea de Medicină Dentară și de Medicină Generală. Sunt două specializări care se vor completa mai târziu în cariera mea, în ideea în care voi face rezidențiat în oromaxilofacială. E o specialitate care presupune cunoștințe din ambele domenii. Deci nu este neapărat ceva excepțional, ci o abordare mai practică. Legat de proiecte și de voluntariat și de SMURD, considerăm că competența reală și practica este la fel de importantă ca și partea de teorie. Deci una fără alta nu se poate în acest domeniu. Noi ne confruntăm la cazurile noastre atât de uneori de lipsa unor cunoștințe teoretice de care avem nevoie, cât și de cele practice, astfel încât din punctul meu de vedere, cea mai bună abordare în a aprofunda este o îmbinare perfectă între cele două aspecte. Cu alte cuvinte, tu ne dai un exemplu, le dai un exemplu tuturor studenților. Sunt sigură că nu ești singurul. Astăzi te-am ales pe tine și în public mai avem câțiva colegi de-ai tăi. Despre cât de important este să muncești. Până acum, ai găsit satisfacția după atâta muncă și după atâta implicare? Dacă nu aveam satisfacție, probabil că nu aș fi continuat. Din multe puncte de vedere, multe cunoștințe, mulți prieteni îmi spun că e un lucru foarte nebun ce-l fac. Da? Deci sunt destul de pesimiști în ceea ce privește succesul meu, dar pot spune că atâta timp cât ai pasiune, cât crezi în ce faci, când reușești să faci o diferență pozitivă în viața cuiva, nu negativă, adică în momentul în care pacientul te întâlnește, să fii șansa lui, nu neșansa lui, pentru că nu putem spune, din păcate, că întâlnirea cu medicul este întotdeauna șansa pacientului. Toate aceste lucruri îmi aduc satisfacție și cred că este singurul motor cu adevărat care mă duce înainte. Satisfacție personală, profesională, mai ales există, dar financiară? Încă nu îmi pun problema. Sincer, sunt în faza în care investesc. Este foarte multă pasiune, multă curiozitate. Astfel încât, deocamdată, nu am concretizat un aspect material al eforturilor pe care le fac la momentul acesta. Și cred că așa e normal. Eu cred că înainte să pretindem ceva material, trebuie să și oferim. Nu cred că putem să obținem până nu dăm ceva. Asta este o lecție bună de învățat pentru noi toți. În prima parte discutam despre faptul că foarte mulți studenți aleg să plece și să rămână în străinătate. Tu vrei să faci această alegere? Eu deja consider că plec în străinătate. Eu nu mă consider neapărat un cetățean al Sibiului, al României, ci al lumii, pentru că foarte multe lucruri le-am învățat în ieșirile mele la diverse conferințe internaționale, aplicații pe care le-am avut în exterior, împreună cu colegi omonimi din alte părți. Deci, eu cred că nu este foarte relevant unde locuiesc, unde duc eu viața personală, ci este foarte important unde ți-o duci pe cea profesională. Până acum, pentru mine, nu a fost un impediment faptul că trăiesc în România. Deci, de multe ori am fost mândru că trăiesc în România și în lumea arabă, să știți că școala medicală românească este foarte bine respectată și nu mi-a venit să cred cât de mulți au fost fericiți să ne întâlnească și să audă că sunt din România. Chiar despre acest subiect aș vrea să discut cu doamna prodecan. Vreau să vă întreb din străinătate, câți studenți vin anual să urmeze cursurile Universității Lucian Blaga ale Facultății de Medicină? Studenți, dat fiind faptul că la acest moment Facultatea de Medicină din Sibiu avem linii de predare în licență strict în limba română, vin, dar nu un număr atât de mare, vin și timp de 6 luni, un an, fac pregătire, dar vin foști români plecați
pentru că cred în noi, pentru că le este ușor că cunosc limba și poate că astăzi o să discutăm și cu ei. Și mi-a spus o întrebare de tehnologie la care eu, să știți, că am rămas. Tehnologia o aduce o universitate, clar și categoric, aparatura este necesară, dar dat fiind faptul că există un impact economic la nivel național și mondial, nu putem aștepta strict de la universitate să facă tot. Și atunci noi trebuie să ne responsabilizăm din nou în jurul unui același concept, și anume să aducem pe mulți. Acei terți pe care ați auzit și vedeți în spatele nostru, astăzi o să discutăm strict de 1-2 care deja și-au derulat programele, de restul o să auziți pe parcurs împreună cu noi, înseamnă că au investit în noi, nu ca sponsori, da? Ei își doresc performanță prin noi. Încă un exemplu al unui student care a plecat, dar s-a reîntors în țară și care a învățat cât mai multe lucruri noi, este exemplul Monei Achim. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Vreau să-mi spuneți exact care a fost traseul, încă din timpul facultății sau de la absolvire, până acum. Am absolvit facultatea de medicină din Timișoara, apoi am plecat în Statele Unite și am revenit în țară, fiind acum rezident în chirurgie dento-alveolară la Universitatea din Sibiu. Vorbeam în prima parte a emisiunii despre faptul că foarte mulți aleg să plece în străinătate, dar să rămână. Care a fost motivul dumneavoastră pentru care v-ați întors? Au fost mai multe motive. În primul rând, faptul că am avut succes și am trecut de examenul de licență din Statele Unite m-a încurajat și mi-a dat un impuls să vin din nou să continui și eu o specializare aici, pentru că am văzut că studenții români sunt bine pregătiți și pot ca să facă față cu succes unui examen de asemenea amploare din stat. Credeți că o să fie mai bine în România? Sper să fie mai bine. Cred că este mai bine. În primul rând vorbesc limba mea natală. Cunosc oamenii din jur, cunosc sistemul de învățământ din România și sper din tot sufletul să fie o colaborare fructuoasă. Noi vă urăm mult succes. Doamna prodecană, apropo de aceste colaborări cu țări pe care le aveți, vreau să-mi spuneți cu ce alte țări colaborați și dacă există un astfel de parteneriat între anumite universități din afară. Da, avem parteneriate și pe cercetare cu universități din Germania, cu universități din Israel și Statele Unite. Sunt partenerii noștri. Sunt partenerii noștri care vin spre cercetare avansată, nu experimentală a studenților, nu experimentală a rezidenților, ci a experților și specialiștilor noștri. Printre noi sunt oameni cu doctorate în proteze totale, dau un exemplu, oameni cu doctorate în ceea ce se numește implant, oameni care au plecat în Anglia și au avut ocazia să se pregătească în ceea ce se numește clinica Tatum. Este o clinică în care acel curs reprezintă 34.000 de lire sterline. Noi, pentru voi, suntem pregătiți ca împreună, în echipă, avem chiar și brevet de invenție, aceeași echipă, tot în aceeași zonă de implantologie, recunoscut la nivel mondial, el este prezent. Noi vom practica pentru pacienții noștri, voi veți învăța rezidenții ca voi mâine să tratați, studenții vreau să vedeți, pentru că ați văzut că există sisteme de camere, vreau să fiți prezenți la distanță, că într-o plagă nu se poate, dar să fiți prezenți alături de noi, voi lucrurile de licență să le faceți împreună cu noi, iar noi, cei care am terminat doctorate în anumite specialități, ne bucurăm că avem doctoranți printre noi aici, care continuă cercetarea pe care noi n-am putut-o termina, pentru că orice cercetare nu se termină și vrem să avem cercetare după cercetare, ca să avem performanța. Știu că există parteneriate și cu alte facultăți din țară și vreau să mă spuneți în linii mari despre un proiect de cercetare pe care îl aveți în colaborare cu SNSPA București. Împreună în anumite congrese și conferințe, exact tema care s-a discutat anterior, respectiv exodul există, e real, știm. Știm că marea majoritate în urma congresului am văzut că vor de fapt tehnologia să o aducem. De ce? Pentru că vor să facă bani, este o realitate. Nu ne mințim, vor bani, dar vor bani cum? Când sunt buni, noi îi pregătim să fie buni. Și este încă ceva important. Anul acesta se preconizează un exod mai mare decât a existat până acum și noi vrem să ne responsabilizăm măcar cei buni, măcar cei de aici și cei de aici să transmită mai departe că e loc
printre noi și se reîntorc unii, sunt alte teme de cercetare cu aceeași universitate și vrem să știm de ce se întorc, să stimulăm mai mult să se întoarcă, unde putem lucra în direcția aceasta și una din dovezile concrete este colegul nostru care a fost prezent, respectiv colegul nostru de la OSD, la acest studiu de cercetare. Iată, studiul nu s-a încheiat, da? Înțelegem avem că... rezultate deja la acest moment, continuă în toate conferințele în acest moment. Dacă vreți să mă întrebați, nu cei din acele conferințe care merg frecvent, des, sunt cei care pleacă, nu există problemă acolo, pe ei vrei să responsabilizăm alături de noi spre sisteme publice și spre cei care nu merg în continuare spre știință, nici din această sală eu sunt convinsă că nu pleacă toți, unii da, nu-i putem opri, că au dreptul la performanță. Mulțumesc foarte mult, trebuie să vorbesc și cu Marius, pentru că nu am tratat subiectul SMURD. Da? Este un subiect care în ultimul timp în România despre care se discută foarte mult. Vreau să-mi spui, pentru că știu că grupul voluntarilor SMURD este unicul din țară și este inițiat de organizația SMURD. Vreau să-mi spui mai multe detalii despre proiectele pe care le aveți. Da, o mică corecție. Suntem unici în țară prin faptul că avem o continuitate încă de la înființare de 20 de ani. Noi continuăm să funcționăm ca și grup de voluntari după modelul nostru, care a fost aplicat de multe ori și în alte orașe de-a lungul timpului. Au reînceput să se organizeze voluntari și la Târgu Mureș, la Cluj. Deja sistemul este într-o ușoară schimbare pentru a fi mai performant. Faptul că noi am reușit să funcționăm ca și sistem de voluntari studenți până acum, spune că e ceva în practica noastră care dă un sens și o continuitate în timp. Poate că îmi spui și în câteva cuvinte ce este acel ceva. Este, în primul rând, să știți că eu sunt foarte mândru de colegii mei, ei la rândul lor sunt foarte mândri de colegii lor, este un grup care merge către excelență, poate că și acest grup relativ restrâns, în care nu poți să accesi decât după o serie de examene și o pregătire destul de lungă, face ca fiecare student să-și dorească să facă parte din grup. Sunt mulți studenți care fac parte din grupul voluntarilor? La momentul acesta suntem aproximativ 38 de voluntari, toți studenți la medicină în Sibiu. Fiecare student din facultate are șansa să se integreze în acest sistem, poate să urmeze cursurile noastre anuale, să treacă printr-o serie de examene și dacă este competent, ne va deveni coleg. Am înțeles, mulțumesc foarte mult, mulțumesc în primul rând că ai fost prezent astăzi și pe doamna prodecan trebuie să o invit să le transmită câteva cuvinte celor de acasă care ne urmăresc, dar și studenților care sunt aici astăzi alături de noi. Foarte, foarte scurt, vă rog. Celor de acasă le transmitem că suntem responsabili de ei ca pacienți, că împreună cu cei de aici și cei din țară vrem prin ceea ce se numește nu întâmplător SMURD lângă noi. SMURD s-a numit vocație și pasiune, un nou concept de cercetare în sănătate înseamnă din nou implicarea vocațională a pasiunii, ceea ce știm cu toții și s-a discutat astăzi, cred că cuvântul cel mai des și m-am bucurat că l-am auzit astăzi. Noi împreună vrem ca copiii noștri să fie tratați de voi și eu la rândul meu, doamna și colega noastră și cel din management să fie tratat de voi. Mulțumim foarte mult, trebuie să vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit și astăzi. Suntem la a treia ediție, iată, s-a încheiat și vă invităm să ne urmăriți și la următoarele. Ați fost la Student Focus, îi las pe studenții alături de mine să încheie această ediție. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, ne revedem vinerea viitoare la ora 16. Rămâneți cu Antena 1 Sibiu.